Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 134, aliniat 1, litera A, din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 122 din 23 noiembrie 2023, emisă de domnul primar. Din consultarea condicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, cel puțin așa văd eu. Da. Absentând doamna consilier Barna. Da. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrări. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi bun venit la ședința ordinară a Consiliului Local Bogdănești de astăzi și conform procedurilor pe care le cunoaștem, o să anunț încă o dată ordinea de zi cunoscută în prealabil și prelucrată de către cei care formează deliberativul comun. La primul punct, am propus un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdănești pe trimestrul al patrulea, inițiator subsemnatul. Punctul al doilea înseamnă tot un proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2024, inițiator subsemnatul. Punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024, inițiator subsemnatul. Punctul al patrulea, un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul următor. La punctul 5 figurează un proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate pentru anul fiscal următor. Inițiator subsemnată. La punctul 6 figurează un proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale destinate serviciilor de salubritate pentru anul 2024. Eu am trecut aici inițiator, domnul viceprimar. S-a anulat? Da, mă rog, dânsul o să vă explice mai bine. Eu am trecut pentru că am considerat un subiect de oportunitate. La punctul 7, un proiect de hotărâre privind acordarea de subvenție din bugetul local UAT Bogdănești de Bacău pentru plata taxei de salubritate persoane fizice în anul 2024, inițiator domnul viceprimar. Punctul al 8-lea înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietate publică sau privată a Comunei Bogdănești în vederea instalării, întreținerii, înlocuire sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesară susținerea acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran. Inițiator, Comisia numărul 3 și cutuma noastră la punctul 9, deci ultimul, solicitări adresate Consiliului Local. Să pun la vot ordinea de zi. Care este pentru. Noi nu putem să supunem la vot toată ordinea de zi, pentru că în ședința pe comisii s-a hotărât anularea punctului 6 și 7 pentru luna viitoare. Ei a trebuit-o dumneavoastră. Da. Deci fără punctul, votăm fără punctul 6 și 7. Da, cine este pentru? Să înțelegem unanimitate? Da. Am înțeles. De ce nu unanimitate? Proiectul de zi a fost aprobat. Rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Cred că s-a încheiat mandatul, doamne. Da? Da, da. Da? Da, poftiți. Domnul... Bun, domnul consilier Bărcu Tăbea. Mai sunt alte propuneri? Cine este pentru domnul consilier Bărcu Tăbea? Deci... Bărcu Octavian a fost ales președinte de ședință pentru 3 luni. Poftiți, domnul președinte. Da, domnul consilier local.
înainte de a trece la ordine de zi, dau cuvântul domnul secretar general să prezinte procese verbale la ședința anterioară. Da, procesul verbal l-ați avut la mapă, dacă pe marginea acestuia aveți de făcut completări sau obiecțiuni. Dacă nu, supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 26 octombrie 2023. Cine este pentru? În unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți. Mulțumesc, domnul secretar. Trecem la ordinea de zi, la punctul numărul 1, dăm cuvântul domnului primar. Deci, intră în deliberare un proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Comunei Bogdănești de Bacău pe trimestru 4, anul curent. La primul punct, propun aprobarea rectificării bugetului local pe trimestru 4, 2023, prin virarea de credite de la un capitol la altul, cu suma de 30.000 lei la secțiunea funcționare, la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea propune să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestru 4-2023 cu suma de minus 53.000 lei la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romele, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul al patrulea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ciorii Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului județul Bacău. Conform uzantelor legale, ca și propunător, și ordonator de credite în același timp, am sintetizat un referat de aprobare la acest proiect de hotărâre privind rectificare. Domnilor și domnilor consilieri, rectificarea bugetelor publice reprezintă operațiunea permisă de legislația în vigoare și aici reamintesc legea 273-2006 privind finanțele publice locale, în care se conferă adaptabilitate și fluență bugetelor amintite, în condițiile păstrării echilibrului între partea de venituri și cheltuieli. Propunerea de rectificare este oportună pentru secțiunea de funcționare a bugetului local, pentru că suntem în minus, suntem descoperiți cu credite pentru plata serviciilor de salubritate. Iar pentru bugetul central, până îndoială că acest articol, această propunere de rectificare cu minus, se încadrează în măsurile stabilite de ordonanța Guvernului numărul 90 din 2023 pentru reducerea cheltuielilor pe anul 2023. Este deja un act normativ de notorietate impus de conjunctura internă, dar nu numai. Având în vedere aceste considerente, solicit Consiliul Local de Bunet adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Deocamdată atât. Da. Domnul președinte, președintele Comisiei raportul de avizare. Da, Comisia numărul 1, ședința de luni, data desfavorabilă la acestui proiect. Mulțumesc. Deci cu 9 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct, numărul 2, dăm cuvântul domnului primar. Acest al doilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea inventarierei materiei impozabile pentru anul fiscal 2024. Aș reaminti că de mai multe ori am avut în ordine de zi pentru deliberare publică, după cum constatăm, că elemente sau proiecte de hotărâri care, în marea lor majoritate, au fost
adoptate în mod legal, de evaluare, de evaluare a situației din administrația publică și de data aceasta, ca și în alte ocazii, această evaluare a materiei impozabile pregătește premisele pentru anul fiscal următor. Vă se dau citire mai întâi proiectul de hotărâre, apoi vă se revin cu referatul pentru aprobare. La primul articol, propun să se aprobe inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2024 conform anexei 1, adică persoane fizice, și anexa 2, care înseamnă persoane juridice, care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, hotărârea se va comunica primarului comunei Bogdănești, departamentul financiar contabilitate, doamnei Iftinca Alina, consilier juridic și instituției prefectului județul Bacău Evident, și se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei. Așa cum am anunțat, o să prezint câteva considerații cuprinse în acest referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul 2024. Materia impozabilă reprezintă o premisă de referință în fundamentarea bugetului local pentru anul 2024, întrucât veniturile proprii se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile, având în vedere raportul compartimentului de fiscalitate, inclusiv cele două anexe, impozitul prognozat pentru anul 2024 este estimat la valoarea de 698.280 lei. Față de cele menționate, solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Astfel de sănătate. Înțeles, deci tot cu același număr de voturi, 9 voturi pentru și o abținere, domnul consilier. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Da. Asta și la punctul 3. Adică proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. O să dau citire mai întâi propunerelor formulate în calitate de inițiator. Articolul 1. Pentru anul fiscal 2024, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și persoane juridice, să se majoreze cu rata de inflație stabilită de Institutul Național de Statistică în anul 2024, un procent de 13,8% față de impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, pentru anul fiscal 2023, așa cum au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local Bogdănești numărul 42 din 24.11.2022. Articolul al doilea, anexa 1, adică tabloul cu nivelul impozitelor și taxe locale, face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Articolul al treilea, propun să se aprobe valoarea bonificației acordate pentru anul fiscal 2024 pentru plata cu anticipația impozitelor și taxe locale să fie de 10%. Deci este o premieră. Cu toate că nu intenționez să mai particip la competiția electorală, am considerat că este mai bine pentru mai mult ca de la 5% această bonificație să fie de 10% pentru anul fiscal următor. Articolul al patrulea, impozitele și taxele locale propuse prin prezentul proiect de hotărâre vor constitui venituri proprii ale bugetului local al Comunei Bogdănești pentru anul fiscal 2024, respectiva hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024. Și articolul al cincelea, hotărârea se va comunica primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate, respectiv doamne Ursache Lenuța, referent
și instituției prefectului de Tăbăcău se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei. Referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre cuprinde în sinteză următoarele considerații. Adoptarea impozitului și taxelor locale reprezintă un atribut și un moment definitorii pentru administrația din Bogdănești. Fără îndoială, ca și act decizional complex, este așteptat și evaluat de contribuabili, persoane fizice și juridice, generează speranțe și îndoieli. Complexitatea acestui act decizional este demonstrată și de baza legală care coordonează și imprimă anumite filozofii sau politici fiscale prin legea numărul 227 din 2015, codul fiscal, care a rămas un sistem de referință important, deși are o vechime, poate fi considerat ca și un lucru bun și evident cu stabilitate în legislația fiscală. Apoi, importantă este și legea 207, tot din 2015, care este întrânsă legătură cu acest cod fiscal, nu întâmplător se intitulează codul de procedură fiscală. Strategia locale, viziunea existentă la nivelul decedenților, mă rog dacă există, contextul comunitar de natură fiscală, amprentează de asemenea taxele și impozitele locale. Având în vedere aceste considerente, solicit Consiliul Local Bogdănești adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Am dat atât. În același timp mă fac purtătorul unor întrebări adresate de către oamenii comuni, către dumneavoastră, consilieri, deoarece taxele și impozitele au generat un uriaș interes. Nu trebuie să vă mai spun eu că foarte mulți oameni sunt netumeriți. Între timp, sper că s-au mai lămurit. Și atunci? Dați niște nume la oamenii aia. Imediat, doamna. Și atunci, aș dori să știu, pe lângă faptul că nu ne spune nimeni ce se va face cu taxele noastre la anul, probabil urmează. Dar, dacă dintre domnii consilieri ne poate explica cineva modalitate concretă de calcul a impozitului pe o clădire, domnul Silviu, spre exemplu, ne puteți spune cum se calculează concret, că mulți oameni nu știu și nu înțeleg un impozit la o clădire. Pe baza documentului, adică nu vă cer să ne explicați. Calculele nu le fac consilierul local. În schimb, este doamna consilier juridic. Aici mai poate explica că domnul ei știe ce mai bine. Deci nu știți. Înțeleg că aprobați fără să știți. Nu. Am făcut o confuzie. Înțeles. Nu mai facem și la altul. Deci, proiectul de hotărâre prevede majorarea curată a inflației. Asta este proiectul de hotărâre. Modul de calcul al taxelor vă poate lămuri doamna consilier. Doamna consilier este jurist, nu este contabil, nu vă supărați. Dumneavoastră trebuie să fiți în cunoștință de calcul. Eu am răbdare, dar nu vă supărați. Eu v-am ascultat. Vă adresez o întrebare. Dacă vreți să răspundeți, nu sunteți obligat, evident. Eu am întrebat punctual, fiindcă eu am făcut acest exercițiu. Nu este greu. În situația în care ajung la dumneavoastră materiale, exact cel pe care l-ați deschis, încercați să intrați în legea, în rugămintea noastră, să înțelegeți ce votați, că în situația prezentă dumneavoastră nu înțelegeți și nu sunteți singurul, m-am adresat fiindcă sunteți de la stânga la dreapta, aceeași rugăminte o am către domnul Benone, dacă ne-ar putea explica, vă gândesc că nu știe.
Poate domnul primar cum este mai vechi. Mă sigur pot să vă dau explicație. Vă rog, cât ar fi un impozit concret? La un moment dat. Ok. În concret, cât ar fi impozitul? Au o clădire de 100, eu am o casă de 120 de metri pătrați. Cât voi plăti la anul pe acești 120 de metri? Simplu. Vă rog frumos. Domnul Marcin, dacă ați fost atent, eu am precizat că din proiectul de hotărâre fac parte, adică sunt incluse și niște anexe, da? Eu am verificat că am văzut că v-ați făcut campane cu așa ceva și reamintesc aici că și eu am primit un raport de specialitate, pentru că așa spune legea, orice proiect de hotărâre trebuie pregătit de persoanele care au atribuții prevăzute în fișa postului. Deci, deci nu știu să ne explicați nici dumneavoastră. Dați-mi voie până la capăt, da? Orice proiect de hotărâre trebuie să fie fundamentat de niște documente, respectiv raportul compartimentului de specialitate. Doamna Iftinca Alina, conform fișei postului, are și atribuții de jurist, are și atribuții pe linie contabilă, partea de venituri. Am verificat și am constatat că ceea ce v-a nelămurit pe dumneavoastră, de fapt lucrurile sunt foarte clare. E vorba de o cotă stabilită de Consiliul Local, da? Exact. Care este acel ca și anul trecut. Uitați aici. 0,2%. Da. Uitați. 0,2% în 23, 0,2% în 24. Domnul primar, dumneavoastră, de la apariția, darea spre știință, domnilor consilieri, a acestui material, ați procedat la modificarea lui, îndreptarea lui, ați dat înapoi, mai pe românește, e foarte bine că ați făcut asta, eu mă bucur. Deoarece nu știu, era și era, nu, atenție și eu plătesc ca și dumneavoastră. Era și eronată. Era și ilegal să depășiți cota de 0,2, deoarece legea nu vă dă dreptul să depășiți deci, această cotă. Deci punctual, dumneavoastră, nu știți să-mi spuneți cât voi plăti eu la anul pentru o casă de 120 de metri. Dar vă puteți explica eu într-un minut? Pe mine m-a interesat să respect legea și, repet, am primit propunerile de impunere de la doamna jurist, care răspunde și de venitul și care a redactat și proiectul de hotărâre. Nu sunt de acord, inițiatori sunteți dumneavoastră, trebuia să-l citiți cu atenție și să nu să-l promovați către domnii consilieri. Dacă dumnealor erau neatenți și adoptau o hotărâre cu depășirea acestei cote, era o hotărâre ilegală, era infirmată de prefectură și știți bine că reluați procedura. Da, dar nu e cazul, domnul. Nu e cazul, dar a trebuit să, să fiu eu foarte atent, că trebuia să fiți dumneavoastră. Dar la dumneavoastră nu putea să veniți să-mi spuneți, domnul ordonator principal de prezete, ajutați-mă. Treaba dumneavoastră e aceeași care ați repetat-o și în alte campane, să vă afișați pe garduri. Fără să vă asumați răspunderea... Domnul primar, dumneavoastră, nu puteți să explicați cât plătim la o casă, îmi permite să vă explic eu, într-un minut pentru bani. Nu trebuie să-mi explicați, mi-ai explicat celor interesați. Și dumneavoastră, când pentru dumneavoastră... Pentru mine e clar că eu am documentul aici, da? Deci, domnilor consilieri, la acea sumă de 1229 de lei, se aplică inflația de 13,8% și... Vedeți că rezultă 1399 de lei pe metru pătrat. Acea sumă se înmulțește cu 190 de metri pătrați. Cât v-am dat pe eu? Ca un calcul exemplificativ și se înmulțește cu coeficientul de 0,2 sau 0,3 sau 0,5 sau 0,1. Cât a stabilit? Acel coeficient dumneavoastră îl puteți stabili. În mod corect. Pentru acel coeficient m-am luptat eu să nu fie depășit. Și dacă sunt înțeles greșit, ca și cum aș fi făcut nu știu ce. Nu înțeleg de ce. Nu, dar știți care-i treaba? Nu, e tot. Mi-amintesc de o glumă de un banc cu niște polițiști care au fost la un examen de matematică. La poveste sunteți bun, domnul. Au fost întrebați cât fac 2 plus 1. 104. Era greu să răspundeți, domnul primar. Era greu să răspundeți așa. Ultimul a știut și se menționează. Era greu. Lăsați poveștile, domnul primar. Sunt însătui. Știi, ați cercetat de unde? Sunt însătui de povești.
Ideea este că n-ați putut răspunde la o întrebare simplă, dar vreți să promovați un proiect de hotărâre. Cu atât mai rău, domnii consilieri, unii, sunt convins că unii știu, nu sunt în stare să citească un articol de lege și să înțeleagă ce vă trebuie. Nu se pare că e jignit? Nu, n-am jignit. Ați unii. Am exemplu. Da, da, da. Ne jigniți cam mult. Dacă știați, trebuia să interveniți domnul Vlas. Dumneavoastră, stați puteți. Eu v-am ascultat și o să mă ascultați. Și v-am dat voie în ședințe de consiliu ca să ne jigniți. Așa. Domnul președinte. Domnul președinte, păi faceți-vă atribuțiile. Domnul președinte. Ședință. Eu mă bucur că v-am supărat, dar v-am supărat în sens constructiv. Dacă nu mai dați voie data viitoare să vorbesc, puneți pumnul în gură oamenilor. E foarte bine. Da, domnul, dar puneți pe garduri exact cum a spus domnul Andrușcă și chestia aia că 10% bonificație de la 3%, cât plătiți până la urmă? Așa. Numai 3,8% plătește cetățeanul. Aia nu se mai pune. Cum ar veni, luați 1000 de lei nu și vă, dați 100. Noi vă luăm. Dacă era aplicată acea cotă de 0,5, se triplau, domnule. Ce așa greu de înțeles? Înțeleg că e mai greu, dar se triplau. Puneți mâna pe fi. Da, deci cum ar veni, îmi luați 1200 de lei în plus și îmi dădeați bonificație 10%. Suntem copii. Mă bucur că a rămas la 0,2. Vă felicit. Ideea este că și eu plătesc, și dumneavoastră impozii și toți de aici, nimeni nu suntem scutiți, și un lucru bun ăsta, că s-a revenit, ceea ce e foarte bine. Un pic mai mult atenție data viitoare. Domnul președinte, o precizare vreau să fac. Domnul Maxim s-a referit la varianta unei construcții cu instalații de apă, canalizare electrice și încălzire, condiții cumulative, care e, a fost 1229 pe metru pătrat, dar la noi, în localitate, majoritatea construcțiilor sunt fără instalații de apă, canalizare sau una dintre ele lipsesc și atunci se aplică valoarea din impozitare de 738, care e majorată cu 13,8% conform inflației, 840. Deci, impozitul va fi 120, ori 180, ori 0,2%. Corect, așa. În funcție de casa fiecăruia. Exact. Dar nu putea să... Dar, de regulă, la noi toate locuințele sau cel puțin până când se va introduce apa și canalizarea, se va aplica valoarea a doua de impozitare. Da? Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că v-am ocupat timpul, sper că nu e inutil. Zarba care s-a creat în comună, e bine că se va stinge, e bine că nu vom plăti de 3 ori mai mult, toate lucrurile sunt bune. De ce sunteți supărați? O zi bună, să aveți. Da, stați, să ascultați până la urmă, plecam, nu fiți... Da, în primul rând, dumneavoastră ați... colportați așa, să puneți un președinte de comisie care să abține să vă pună prin asta. Da. N-ați așteptat până la momentul supunerii la vot. Asta urma să discutăm. Dumneavoastră a luat-o ca să vă faceți campanie electorală. Vedeți numai campanie. Da, de 12 ani vreau să vedeți numai campanie. Eu v-am întrerupt. Adică să vă opriți în campanie. Eu nici am anunțat dacă vreau să fac ceva sau nu. Păi dar nu mai faceți afirmații. Așa. Dumneavoastră poate nu știți că atunci când se pune la o ședință de Consiliu Local un proiect de hotărâre, trebuie să cuprindă mai multe capitole. Raportul în sine, raportul Comisiei de Specialitate, referatul de aprobare și raportul celui din primărie care răspunde. Care întrebare? Păi dumneavoastră nu știați. Eu știu foarte bine că am citit un materialul spre dumneavoastră de dumneavoastră care n-ați citit, doamne. De unde știi dumneata că n-am citit eu? Păi n-ați răspuns la întrebare. Păi eu v-ați întrebat pe mine și așa. Nici acum dacă îmi spune, dar îmi spuneți cum se calculează la 100 de metri pătrați. Măi băieți, mă băieți, tu îți faci campanie electorală, ți-a explicat. Cel care răspunde de această treabă este... Deci dumneavoastră nu știți, trebuie să știe doamna Alina, e clar. Măi băieți, scrie clar. Asta, eu am citit valorile astea. Atât, le-am citit și sănătate. Ați văzut că e 0,5%. Ai venit să-ți faci campanie electorală, aiure. Ați văzut că era 0,5%, domnul Vlad, măcar atât ați văzut? Nu, a fost 0,2%. Nu a fost. Documentul acesta a fost dat către dumneavoastră. La ai tu de unii... De la extraterestră.
Deci s-a explicat clar, nu-i treaba consilier, fiecare nu-i răspunde... Fiecare răspunde de treaba lui. Consilierul are problema lui, contabilul are problema lui, primarul are problema lui, fiecare și toate se pună în spate. Dar toate cad în sarcina oamenilor. Fiecare problemă cad în sarcina omului, domnul Vlad. Domnul Vlad. Nu vă place asta, nu vă place. Nu ne place. Dacă ne gândește să denigrați o ședință sau să ne puneți niște afișe nouă că suntem... Da. Deocamdată ăștia suntem, pe noi ne-a votat populația, și la anul, dacă o să vă voteze pe dumneavoastră, o să faceți cum vreți. Sunt transformați în circ dumneavoastră. Eu am venit cu o întrebare corectă. V-am rugat să vă pregătiți mai bine pentru data viitoare. Și atât. N-am făcut afirmații. Și tu, ești prezențărit. Deocamdată n-am intrat pe peste cuvântul domnului Maxim, dânsul a intrat peste cuvântul meu. Și nu pe mine trebuie să mă întrerupi, trebuie să-mi trebuie pe dumnealui. Dacă suntem corecți. Dacă nu, facem bambilice aici. Și cu asta voastră. Eu am cerut cuvântul, mi-ați dat cuvântul, lăsați să-l întâlnesc. Dacă nu știți să-l temperați pe domnul Maxim... Aveți o întrebare pentru mine, că vreau să-l corect. Eu nu sunt plătit spre diferență de dumneavoastră care sunteți plătiți. Astăzi dacă Dumnezeu să te aleagă populația, o să faci atunci. Când ne vreau că deocamdată, noi răspundem pentru ce vreau. În fața populației. Vă doresc. Numai că Dumnezeu nu vin la vor. Mulțumim, da. Zi bună, la revedere. Deci în unanimitate, da? Și o abținere, da. Deci 9 voturi pentru și o abținere, domnul Volcu Octavian, pentru proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Deci, la punctul numărul 4, dă cu domnul Tălare. Deci, proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor chiriilor și a redevenției la imobile închiriate și concesionate pentru anul fiscal 2024. Are un singur articol, și anume, propun să se aprobe pentru anul 2024, începând cu data de 1.1.2024, indexarea chiriilor și a redevențelor în conformitate cu rata de inflație de 13,8%, la imobile aparținând UAT Bogdănești închiriate sau concesionate unor societăți comerciale și persoane fizice care au fost trecute în anexă. Aici e vorba de dispensarul uman, pentru Almimed, o parte din clădire este închiriată, mă rog, concesionată farmaciei și un teren în domeniul public în suprafața de 40 de metri. 10 carportar, serv SRL, mai cunoscută la Nelu. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Ieftin Calina, consilier juridic. Articolul al treilea, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ceoiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate, banii Ieftin Calina și instituției prefectului de Tăbăcău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Oare afișarea pe gard și tot în condițiile legii? Domnul, locul de afișare, acum, referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre cuprinde ceea ce trebuie și ceea ce pune realitatea financiară din țara. Sigur, ne putem gândi la deprecierea monedei naționale în anul fiscal 2022-2023 și nu numai. Pare că inflația va galopa așa cum se obișnuiește la noi. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, așa cum am menționat, solicit Consiliului Local Bogdănești adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Să nu mulțumesc. Deci se păstrează proporția, 9 voturi pentru și o abținere, domnul consilier, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu majoritate.
Deci am un sol de punct numărul 4, că domnul primar a sărit un proiect. A sărit pe 4. La mijloace de transport. Ce anume? Nu, taxa pe mijloace de transport. Trebuie să mă întoarce la 4. Așa era, pe om. Mai luam de mână? Nu, le-am dat toate acolo. Asta e aici. Da, mulțumesc. Proiect de hotărâre de stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru 2024. Propun la primul articol, ca începând cu 1 ianuarie 2024, să se stabilească impozitele pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2024. De la aceeași dată își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri. Articolul următor, după aprobare, doamna Iftin Cadenă, consilier juridic în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdanești, va duce la îndeplinire hotărâre. Ultimul articol, după aprobarea secretarul general al Comunei, domnul Înceoiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, doamnei Iftin Calina, consilier juridic și instituției prefectului județului Bacău. La referatul de aprobare, la acest proiect de hotărâre, vă prezint următoarele considerente. Având în vedere atribuția Consiliului Local de a propune și adopta taxele și impozitele locale, având în vedere raportul compartimentului de specialitate, având în vedere legislația sectorială în vigoare, legea 273, adică legea finanțelor publice și legea 227-2015, codul fiscal pe care l-am reamintit cu altă ocazie, solicit Consiliul Local Bogdănești adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Atât. De aprobare, 5 pentru. O abținere. Vă rog să mă lăsați pe mine să întreb abținerile. Da. Nu vă puteți întreba, sigur, domnul. Deci, cu 9 voturi și o abținere, domnul consilier, vă rog, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Da, 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 mai e ceva? Mai e un regulament. A fost un aviz la mine. Tu ai expus. Cum ai fost? Proiectul hotărârii privind aprobarea regulamentelor teritoriilor a condițiilor care se realizează accesul de interpretarea publică sau privată a Comunei Bogdănești, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicație electronice sau a vederei infrastructură, precum și măsuri privind construirea de rețele de comunicație electronice și subterane. La punctul numărul 3, propune articolul 1, să se aprobe regulamentul referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a privată a Comunei Bogdănești, în vederea instalării, întreținerii, locuirii sau mutării de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerea acestora. Modul de utilizare față dată ale metodei de structură, precum și metodul privind construirea de rețele de comunicație electronice în subteran, conform anexului numărul 1. Articolul 2. Să se aprobe modelul de contract privind construirea dreptului de acces ce se va încheia cu furnizorii de rețele de comunicație electronice, conform anexului numărul 2.
pe drumul 3 să se aprobe tarifele pentru acordarea de drept de acces pe proprietatea publică sau privată a Comunei Bogărești, furnizorilor de rețele publice și comunicații electronice. Tarifele se urmează la achitare de către rețele publice de comunicații electronice autorizate în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice pentru acoperirea contravalorii lipsei de folosință și de prevenirea prejudiciile directe, încerte, cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementului de infrastructură, fiind instalate conform anexului 3. Articolul 4. Să potrivească primarul Comunei Bogărești prin constituirea comisiei tehnice care va analiza îndeplinirea acordurilor de rețele publice și comunicații electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a Comunei Bogărești. Articolul 5. Se potrivește primarul Comunei Bogărești să semneze contracte de acces pe proprietatea publică sau privată a Comunei Bogărești și se vor încheia furnizorii de rețele publice de comunicații electronice precum și orice act adițional și se consideră a fi necesar sau impus de legislație. Articolul 7. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care rețele aflată în țări în vigoare a prezentului hotărâri, rețele publice și comunicații electronice au obligația de a prezenta o declarație de contrarie răspundere privind la lungimea dimensiunilor, canalelor, galeriilor, număr și dimensiunile exponenilor pentru rețele subterane, lungimea rețelelor subterane, funcționale sau nu, precum și a datei care reflectau privind la echipamentele tehnice aferente la acestora care se află în domeniul public sau privat, la Comunei Bogărești, în timp de la 6 luni, la data intrării în vigoare a hotărârii. Vă mulțumesc. Cum s-a numit 3, a dat aviz favorabil. Este plăcut. Nimite. Nimite la vot, cum este plăcut? Înțeleg că sunt 10 voturi pentru, da? Era bun. Deci, în unanimitate din voturi, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Și trecem la solicitări. Este o solicitare adresată dumneavoastră, înregistrată cu numărul 3453 din 15 noiembrie. Subsemnatul Doagă Ion din Comuna Bogdănești de sub Bacău, prin prezenta, rog să supuneți dezbateri în ședința, următoare. În primăvara anului 2022, în urma unei discuții purtate cu domnul primar Andrușcă, am primit acordul verbal al acestuia de a folosi o mică suprafață de teren situată în pruntul Slobozia, teren care era neamenajat și plin cu ciulini. Scopul folosirii acestui teren era să pot crește 10 oițe în scop strict pentru hrana familiei mele. Așa fiind, am plasat o îngrădire nepermanentă și care nu are fundații și poate fi demolată oricând. Lângă aceasta am amenajat din scândură o perdea din care să pot supraveghea animalele atunci când plouă. Faptul că pe pământ am pus puțin beton a fost să nu stau pe noroi. Betonul nu este în pământ, ci pe suprafața pământului fără fundații. Rog să observați încă o dată faptul că am avut acordul domnului primar al comunei și nu am ocupat prin abuz de putere acel teren. Motiv pentru care vă rog să luați în considerare cele spuse și să observați că eu îmi hrănesc familia și dacă ne alungați din acel loc, mă transformați într-un caz social și voi fi obligat să vin să vă solicit sprijin din bugetul local, iar pe terenul în cauză va fi din nou paragină și neîngrijit. Totodată vă rog să observați că domnul primar a acceptat să fie ocupate și alte terenuri lângă mine la care nu s-a luat nicio măsură. Mai sunt închise două terenuri lângă mine la care domnul primar nu a luat nicio măsură. Pentru cele de mai sus, aștept o decizie umană și care cred că nu va încălca nicio lege. Este luată de domnul Doagă, care este prezent de față. Mulțumesc. Am citit exact cum s-a spus. Da, să avem o întrebare. Păi dacă, domnul Doagă, dacă ați făcut
cererea și aveți acceptul domnului primar, acum de ce vine la noi? Noi ce să facem? Păi vrea să demolez. Păi și vrem să nu aprobați și mai să dezaprobăm acum sau cum? Nu să dezaprobați. Deci trebuie să există o înțelegere. Eu nu zic că nu dărâm. Dărâm, dar dacă dărâm nu, tot. Nu, nu la asta m-am referit. Nici nu mă interesează dacă dărâmați sau nu. Știi? Este că dacă v-a aprobat dânsul, fără acordul nostru atunci. Eu am venit la primărie, am stat de vorbă cu dânsul și mi-a zis că pot să închid o procedură. Cererea trebuia făcută tot adresată domnului. Dacă el v-a aprobat pentru tot, el sau dumneavoastră trebuia să facă nu știu ce e. Deci, poți să... Deci, în legătură cu țarcul sau cine este, nu s-o pus hârtie. Eu ți-am făcut pe construcții. Adică să știi, nu pe ceea ce e încercuit sau asta. S-a făcut pe construcția cu beton și asta, cine a venit reclamat de da, asta am făcut eu. Eu am făcut exact ce spune legea. Reclamat? Nu reclamat, nu i-am făcut. A făcut-o la cineva la Bacău. La Bacău, gata, eu am dat și spun legea aia am făcut. Dar am dat pe chestia aia cu construcția cu beton care-i pus pe... Deci beton de 5 la suprafața pământului să nu stau în mâini? Nu, nu, nu ai voie, deci e clar. Asta eu te răspund și corect, nu că... Sunt care au construcții, sunt care au... Am înțeles, pentru am înțeles. Dar reclamația au venit numai pentru timp și au venit la Bacău, nu au venit nici... E bine, așa, da, dacă mergem prin reclamații, fac și reclamații până... Fac reclamații, doar altceva nu m-am făcut. Unii am găsit și așa am văzut nereguli, fac reclamații, vedeți, iar luat tot de... Sigur să iau, nu au fost reclamații, adică nu pot să iau reclamații să nu... Da, dar ajung la mine să iert pe cineva. Mai am eu o problemă, dacă ați terminat, domnule. Credeam că nu mă vezi, că ce-i să-mi dai cuvântul. Indiferent că ceea ce spune în scris, acum mă și întreb dacă e scrisul lui, domnul Doagă, e o minciună, în rest nu comentez. Dacă vă amintiți, eu am demonstrat că nu sunt fan Doagă Ionuț. În 2021 am inițiat un proiect de hotărâre ca suprafața respectivă să fie trecut în domeniul public. N-a trecut, n-a trecut. Dar eu am considerat și acum s-a văzut că era bine dacă o treceam în domeniul public, gestionam din punct de vedere juridic mai bine, pentru că domeniul public este inalienabil și indivizibil. El a construit acolo cu de la semne putere și nu-i singur, mai sunt și alții. El mai are prieteni cam, cu același comportament tipic. Prin dispoziția mea, domnul viceprimar este investit cu atribuții de control. Eu continui să cred că mai sunt legi și ele trebuie respectate de toți oamenii în frunte cu mine. Aștept, apropo de ceea ce a menționat domnul viceprimar, că el a fost reclamat și de cineva din zonă la prefectură și a primit un ultimatum pe care sfătuit tot așa de un anume jurist aflat în campanie electorală, a refuzat să o primească prima dată, i-a mai trimis-o o dată, n-a avut un control, semnată de soție, i s-a dat un termen pentru demolare, conform legii 50 care guvernează construcțiile în țara asta, cu modificări, completări, cum vreți să o acceptați. Are termen cât are, domnul? Normal 15 zile. Normal 15 zile. Vezi că săptămâna viitoare se încheie termenul. Mai faci un proces verbal de constatare. Pe baza procesului verbal de constatare, intuiesc că el nu se conformeze până atunci. Îi aplic o sancțiune legală.
Dar să știți că pentru mine sancțiunea legală nu este importantă. Nu, nu, ai răbdare, până la capăt, cunoașterea legii. Nu, nu știu. Sancțiunea, eu dau pentru că trebuie să o dau, mă obligă legea. Dacă aș putea să-i dau numai un leu, i-aș da numai un leu, dar ar fi un gest nelegal, în primul rând. Eu cred că după asta, dacă el nu se conformează, că nu demolează, nu redă suprafețe de pășune conform cadastrării din 1983, acolo este pășune. Eu am și un referat de cercetare. Ăsta este terenul comune. Dacă îl treceam în domeniul public, era mai simplu, că fapta era mai gravă. Dacă nu demolează, noi o să facem acțiune în instanță. Și instanța va decide dacă se demolează sau nu se demolează. Dar el nu are act de proprietate, n-are nimic acolo. Și pentru comunitate, și eu nu dau înapoi aici, este foarte important ca să se demoleze, să desfințeze o construcție ilegală. De pe asta este mai important pentru comunitate, că altfel se creează un precedent periculos și vreau să văd eu următorul primar cum se va descurca cu asemenea cazuri. El nu are ce căuta acolo. Are teren destul și acasă și așa mai departe. Dar eu n-am casă cu lucrurile. Domnul Ionuț, deocamdată sunt primarul comunei și lasă-mă să termin discuția. Păi el vrea să-și supravegheze oile ca dintr-o cazemată sau dintr-o, nu știu ce, construcție cu standard de confort ridicat sau pur și simplu trebuie să respecte legea. Se poate duce să angajeze țara asta, caută oameni tineri în putere și câștigi mai mult. Cu 10 oi nu faci nimic. Și tu ai sfidat comunitatea acolo. Ai sfidat oamenii din zonă și sfidezi toată comunitatea. Și dacă te iertăm pe tine, alții vor galopa în urma ta și așa mai departe. De ce nu vrei să trăiești în rând cu oameni? Eu sunt foarte trăit. Nu înțeleg. Sunt foarte trăit în rând cu oameni. Omule, și eu am crescut și am păzit oile la părinții acasă. Dă-le la stână, câștigi mai mult dacă le dai la stână decât să pierzi vremea acolo supravechindu-le printr-o fantă, să nu te plouă pe tine la piciorușă. Umble aici cu, cum să spun eu, cu alinturi, că n-ai pus betonul chiar pe teren, dar l-ai pus pe iarbă, nu știu ce. Tu ne iei de proști aici. Exact cum spunea cineva, deocamdată ne ducem crucea de administrație publică. Eu ca primar, dân și ca și consilier. Și chiar dacă ar dori să te ajute, nu te pot ajuta. Dacă treceam atunci în domeniul public, îl putea concesiona, îl putea închiria. Nu, dacă credeți că puteți să-l ajutați, dar nu văd, că nu-i nicio lege de partea. Nimeni n-are nimic cu tine, văd. Dar tu nu poți să sfidezi atâta oameni. Îmi permiteți, vă rog frumos. Că asta e. Nu, este președinte de ședință. Mulțumesc de răbdare. Păi vreau să-i adresați domnul primar. Domnul Mitică Bordeanu, el de 25 de ani, cine l-a tras la răspundere, care 10 prăjini înconjurate, chiar pe mijlocul terenului. Are sau câmbi așa de groși. Pe gornul, Nea Vasilii, gornul, cine l-a lăsat să închide? Dar nu și-o construiești cabănuți acolo ca tine cu fundații de beton? Nu. Pe oamenii, pe marginea pruntului, cine l-a lăsat să iasă cu fundații?
Și cu casa, are, știu, persoana are jumătate de casă, o are făcută pe prun. Omule, răspunderea este individuală. Tu răspunzi ca persoană fizică aici, da? Da, da, păi, dar vreau să vă întreb și eu, nu normal, că e ședință și vreau întreabă-l pe domnul viceprimar, de ce au făcut atât de puține controle? Trebuie să fac domnul mai multe controle. Domnul viceprimar, nu a fost eu... Haideți să ne oprim cu acuzile, să dumneavoastră sunteți primar de 23 de ani. Da, trebuie dat amăgirea, onorat. Nu, dar nu am nimic, s-a construit atâta timp, nu s-a făcut nimic, niciun control și m-a găsit pe mine să iau toată lumea să controlez la un cap până la altul. Făteai proces verbal de constatare, da, că amenda eu o dau, conform legii. S-a făcut în mandatul meu, i-am dat, nici nu am stat la discuții. El, na, eu i-am dat pentru construcții, nu i-am dat pentru că e îngrăgitabil, pentru construcții. Pentru construcții mi-au venit, pentru construcții am dat. Asta e legea. Nu ți-am dat și mai facem control săptămâna viitoare și mergem în instanță. Să vă ajut în tot. Da, dar ideea este, mă scuzați, până acum s-a discutat cum să-i distrugeți. Dar nu pus o întrebare cum să-l ajutați. Păi n-ai cum. Băi, eu zic că e, fac șoc că cum e toată comuna asta, au numai grădini închise, numai grădinuțe, și totul ieși cu gardurile, lasă-mi să termin. Se poate și pentru el. Zic eu, părerea mea, acum că nu. Că asta am asistat aici, toată lumea numai pe distrugere, n-am ajutat niciun. Da, da, pentru că nu are pentru nimeni. Eu a dat la cineva când s-a dus fiecare și s-a pus acolo un grup. Păi și pentru ăla de ce nu s-a luat atât? Dar nu s-au făcut construcții sau înțărcuiri sau... Este om care are peretre la casă pe terenul primar. Asta nu știu, de ce? Știi, la eu zic așa. Nu știu. Cine s-a instalat, eu v-am mai spus din propria experiență, cine s-a instalat furaje pe un teren viran, sunt cază și munteni, e mai bine decât să stea cu fână sub treci în acasă și să iasă o casă, la urmă urmă. Dar nu să-ți faci o cabană și să privești cum dau oile lapte, neapărat, dacă mai dau. Domnul secretar, are ceva? Eu mă pot să iau încheiată de mult. Eu am o problemă cu pășurea care i-am încheiat-o de la dumneavoastră. Deci mi-a dat 28 de hectare. Din 28 sunt doar 12 hectare eligibile, restul este pădure. Domnul Vici, mi-ați promis că mă dați mai la vară. Nu m-ați dat. M-ați lăsat acolo. Eu nu pot să plătesc decât alea 12 hectare. Pentru că restul este pădure, știți destul de bine. Da, hai până în primăvară, până mai, să vedem ce facem, să... Da, dar ideea este că anul ăsta a trecut și tot ne-am tărăgănit și destul de bine că am potrivit și pe drum. Și mereu spune, dacă o rezolvăm, să fie în consiliu. Președința de Consiliu? Să vin în Consiliu, să vedem ce putem. Păi da, dar ideea este că n-ai cum să-mi iei bani, ascultă-mă. Cum să-mi luați bani acum pe ceva ce nu s-a îngrijit 20 de ani? Deci mie mi-ați dat, eu am cerut pășuri, mi-ați dat pășurile care am avut-o mititelul, nu am îngrijit-o 20 de ani, ai văzut discul de bine. Sunt arbori cât scaunul ăla. Nu-i vina mea, nu-i vina mea. Păi da, dar nu-i vina mea, eu o să plătesc și nu... Dar dai seama că nu-i nici vina mea. Păi da, dar nu, eu zic că trebuie să găsească un cal. Adică eu o să plătesc acum pentru că controlele care nu s-au făcut înainte și... Păi chiar o să iau legătura cu doamna Priviste să vedem ce te faci la frontal. Păi nu știu. Împreună cu consilierii locali. Da, împreună cu consilierii locali. Cum să-ți plătească dacă mai pădui? Hai să luăm luări, n-ai nimeni. Va să fie pășuri. Dar cum să plătesc eu că nu era de atribut, nu era, nu putem, dar nici nu pot să o păsă. Știi destul de bine, că n-am voie să stai cu partea, mă leagă știi. Și nici nu-i din cauza mea împădurită. Asta e ideea, ideea este din cauza mea, că nu pot să trăi de mea să o împădurită așa. Niciodată din cauza. Păi și eu cum să plătesc pe prea, v-ați banii de la ea, pe partea care e împădurită. Că ei nu m-au îngrijit. Nu-i corect? Hai că... Da, eu o să mai depun o hârtie, eu am mai depus odată și mi s-a dat un răspuns că nu sunt persoane în ceva de genul că nu aveți competență să mergeți să controlați apă. Eu n-am să controlați, am să mergeți să vedeți că doar 12 hectare. Eu o să aduc și hârtiile să le depun, mai depun o cerere pentru ședința următoare și o să vin la următoarea ședință să vedem ce se ia, ce se poate face. Eu atât am. Eu așa. Domnul Oton. Da, spuneți. Dumneavoastră când ați primit suprafața asta pe teren, ați fost acolo și ați văzut? Nu am fost, nu am fost. Păi bun. Și ați semnat de primire? Da. A cui greșeala? A cui? A dumneavoastră. Da. Păi statul leacă. Eu cumpăr o mașină. Păi haidea, dar de ce nu stă pe lea? Păi dar mata știi cum s-a făcut? Punerea în posesie. Păi cum? A, păi de ce ați acceptat lucrurile? Dar ce mai faci pe alții? Păi dar de ce ați acceptat? Mai să ne arăt acum.
Dar nu cum s-a făcut ca să fie bine pentru toată lumea și cu asta, basta. Mă taie știi contra tot timpul când vine cineva la o ședință. Dar nu se știe, dar asta e legea, domnule. Asta e legea? Dumneavoastră când a luat crin da, nu era gata cadastrarea, mi s-a promis că după ce e gata cadastrarea, o să-mi dea pacea în mine. Așa au fost. S-a semnat pentru ca să fie bine pentru toată lumea, să știi jumătate de la unde. Deci să fie bine și pentru Mititielu, și pentru doamna juristă, și pentru domn primar, pentru toată lumea. De aia am semnat aici și nu m-am dus acum. Să știți de la mine. Acum dacă am fost fraier o să-i spun, da, asta e, am luat pe un loc, dar în instanță n-am cum să pierd, vă garantez eu. În instanță, instanța nu spune că dată-i pădurii s-o plătesc. Sub nicio formă. Da. Asta nu o să fie niciodată treaba. Bine, vă mulțumesc, o zi bună. O să te aduci. Dați că mai are ora. Că trebuie să-ți mă luăm franda pe noi. Nu, la dumneavoastră. Poftim? Dumneavoastră solicitare. Așa nu-i adresat cu asta. Aia e adresat cu asta. Dar aia e... Aia e... Aia e... Aia e... Intimat și spus local. Trebuie să fie la dumneavoastră. Trebuie să fie la dumneavoastră, eu nu. Da, da, da. Stați-vă, mai informez atât, dacă tot am ajuns la un punct în ordine de zi cel puțin la fel de interesant. Am primit o întâmpinare de la familia Trandafir, mai precis la doamna Trandafir Viorica și domnul Restăriță Vasile. Ei sunt moștenitori lui Nene Vasile, Dumnezeu să le, care l-ați cunoscut, tatălor. Au o parcelă de teren unei stații aia de pompare. Da. Ei au văzut că noi lucrăm în cadrul proiectului legal, cu autorizație, cu autorizația de amplasare a rețelelor speciale de la drumurile naționale, care este drumul european. Și după 2 ani de zile a intervenit, se pare, cu un factor emoțional, așa, ca să mă exprim elegant. Și ne-a trimis o întâmpinare pentru Oartei Bogdănești, Consiliul Local și Instituția Primarului, în care se arată lezați în dreptul de proprietate. Ei au într-adevăr titlul de proprietate pentru 10 are, 1800 de metri, arabil. Dar au la capătul dinspre drum, unde se află amplasată și stația de pompare a apei uzate și 100 de metri pășune sau pânează, cum se menționează într-o hartă cadastrală din 1983, care am mai amintit. Și cred dânsii că noi i-am ocupat suprafața de 100 metri pășune. În sfârșit, nu mă mai gândesc la ceea ce vă gândiți dumneavoastră, apropo de pășune comune și așa mai departe. Am cercetat documentele referitoare la cazuistică din primărie. Evident, am consultat și documentația pentru emiterea titlului. Atunci era primar domnul Trandafir. N-am mai întâlnit la nicio parcelă de teren de pe teritoriul comunei care se învecinează cu drumul național să aibă exact în capătul dinspre drum și o suprafață de pășune. I-a făcut o greșeală, era să spun o greșeală de eroare, în cazul ăsta fundamentată după mine, că am luat pur și simplu și legea drumurilor. Că acolo noi am primit autorizația de amplasare, spuneam, de la drumurile naționale. Ori, ceea ce nu știu dânsii, dar pot consulta această sursă, că pe legea drumurilor, acolo
una dintre componentele drumului, sunt mai multe. Eu i-am pregătit răspunsul, dar încă n-am ajuns la termenul limită. Acolo se află în proximitate un pod, da? Pe care îl cunoașteți. La fel ca podul Slobozia și așa mai departe. Orice tip pod care se găsește pe traseul drumului național, orice tip pod are niște rampe de legătură, cum avem și podul din Slobozia și așa mai departe. Acolo sunt mai evidente. Rampele astea de legătură, deci sunt elemente constitutive ale drumului, dar și ale podului, pot fi în rambleu. Știți ce înseamnă termenul ăsta? Adică de la cota 0 în sus, sau un debleu în jos. Ei, acolo, conform legii drumului, este de fapt rambleul drumului, sau mai precis, rampa de legătură construită în rambleu, care are o fată în taluz. Fata taluz este orientată spre sud. Or, legea drumului prevede niște distanțe pentru zona de siguranță. Conform legii drumurilor, ai ampriza, calea de derulare și așa mai departe, rigola sau șantă de scurgere. După aia ai zona de siguranță. Noi suntem în zona de siguranță acolo, care fac parte din proprietatea statului, din domeniul public al statului. Spuneam că rampa podului este construită în rambleu și în același timp taluzul este oblic, e clar. Noi avem voie să amplasăm, spuneam, pe baza de autorizație dublă și așa mai departe, să amplasăm elementele reșelei până la 2 metri de la piciorul taluzului. Ori noi suntem în lege acolo. Îmi pare rău, o să-l trimit răspuns, dar cam despre asta e vorba. Nici într-un caz o suntem în afara legii. Se pare că cineva s-a supărat că nu a prins pe aici o indemnizație la încălzirea cu lemnul. Vă dați seama, 2 ani de zile n-au zis nimic, după supărarea a intervenit. În sfârșit. Cam despre asta e vorba, mulțumesc. Așa, noi? Poate că ne ajunge, nu? Da. Domnul secretar, n-ați prezentat pe domnul din partea... Din partea publică. Da?